Obligația de a monitorizare și control al activității titularilor de licențe. Agenția a desfășurat 6 misiuni de control cu deplasare la titulare de licențe din sectorul electroenergetic și de pe piața produselor petroliere și a venit cu propuneri și recomandări de înlăturare a neajunsurilor detectate în activitatea acestora. Numai puțin important pentru agenție este procesul de elaborare și adoptare a unor acte normative de reglementare. Pentru a asigura o mai bună implementare și ajustare a legislației naționale la directivele și regulamentele europene, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat în ședințe publice 12 acte normative de reglementare. În privința transparenței și procesului decizional, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat 372 de hotărâri, fiind organizate audieri publice, dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru, etc. Pentru a îmbunătăți condițiile de funcționare a sectoarelor reglementate și în scopul ridicării nivelului de pregătire a personalului, ANRE cooperează activ cu autoritățile de reglementare din vecinătate și cu reglementatorii din statele membre ale comunității energetice și ale Uniunii Europene. Pe dimensiune bilaterală, ANRE a continuat relații de cooperare cu partenerii cu ANRE România și ANRE Ucraina, participând la diverse platforme de discuții stabilite între instituții. Aici vom menționa importanța fluxului permanent de informații, documente și practici ce țin de reglementări elaborate anterior și buna aplicare a directivelor europene reflectate în mod special în pachetul 3 energetic. Stimați deputați, informații detaliate despre activitatea ANRE în an de referință sunt prezentate în raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în anul 2018, care este plasat pe pagina web a instituției și fiecare persoană interesată are posibilitatea și ea să ia cunoștință de informațiile respective. Vă mulțumesc pentru atenție, suntem gata să vă răspund la întrebările dumneavoastră. Noi începem primul, probabil, niște întrebări la punctuale, așa cum vrei să fie competențe de care de-a Comisia Sfântului Economie, Buget și Finanță. O să încurajez toți deputații care s-au pregătit, evident, pentru această întâlnire, să analizeze raportul din 2019, dar și tendințele care au urmat în 2019, pentru că, până la urmă, agenția nu trece cu timpul trecut, dar trebuie să răspundă la niște întrebări legate de agenda consumatorului, din stringența provocărilor pe care noi le resimțim la fiecare pas în domeniul energetic, din dependența masivă de importatorii externi și de anumite condiții de bază pe care Republica Moldova și le-a asumat prin apropiere de Comunitatea Energetică Europeană, obligații care nu într-o totul sunt întrunite sau sunt respectate în acest moment. Eu vă invit să mă ajutați la comisie, să lăsăm un pic telefoanele în buzunare și să ne concentrăm atenția pe invitații noștri de astăzi, pe invitația ANRE, pentru că avem o ocazie unică să le adresăm în acest cadru, chiar dacă suntem vechează de presă și de televiziune, trebuie să le adresăm exact întrebările care rămân de publicul, la care noi toți suntem responsabili, în față care suntem responsabili. Deci, ce nu începe cu nimic? Ce nu-i viața? Întrebările. Eu cred că suntem înscriți. Tot felul. Întrebările. În momentul în care am studiat foarte mult și găsesc pe tot, în două zile, primul lucru care am vrut să-l identific în acest raport și care sunt principalele atribuții a ANRE-ului, mă refer la cadrul normativ, legislativ în special, pentru a monitora anumite carențe ce avem mai legate de asigurarea cu electricitate, cu canalizare, cu energie termică și așa mai departe. Deci, eu aș ruga colegii de la ANRE să-și conspecteze câteva întrebări țintă care aș vrea să obțin răspuns la ele și aș porni ce ține de energia electrică. Deci cunoaștem foarte bine că în presă, într-un timp, a fost identificat niște critici că actualul guvern o să scumpească energia electrică, ea a fost ieftinită înainte de perioada campaniei electorale și vrem să înțelegem ce a adus
ce factori au dus la această ieftinire. Pentru că, din concluziile care le citim la tabele, cu toată stima și tot respectul, deci sunt niște concluzii care stabilesc diferența dintre cifre de la an la an, dar nu vedem analiza factorială ce a dus la modificarea acestor cifre sau, mai bine zis, ce a dus la păstrarea cifrelor din an în an. Noi vrem să înțelegem ce factori au influențat la aceste modificări. Mă refer și inclusiv și la costul, prețul per un kilowatt de energie electrică. O altă întrebare este că vedem la tabelul numărul 1 din capitolul 2, evoluția sectorului energetic, 2.1. Și vedem că evoluția prețului din anul 2010 până, mai bine zic, din 2005 până în 2018, este că în 2005 a fost de 35 de lei, la ziua de 2018 avem 99 de lei, 99 de bănuți pentru un kilowatt. Asta e prețul de procurare din, pentru majoritatea energiei electrice, noi o importăm, da? Și avem preț dublu la consumatorul final, de 85 de lei. Ce stă între aceste diferențe de preț? Vreau să înțelegem, sunt intermediari, cursuri care aduc energie electrică până la consumatorul final. Vrem să vedem o structură a cheltuielilor pe compartimente separate, adică cine este intermediar, cine, ce cheltuiel contribuie la majorare, practic, dublă a prețului input în Republica Moldova și livrare la consumatorul final. Este foarte important ca să știm în acest raport, să vedem această explicație la această cifră. Ce aș ruga, dacă se poate asta comisiune și tale, să fie făcut un răspuns de partea Agenției Naționale de Implementare Electrică oficial. Mai departe, asta e prima întrebare. Păi nu răspunde la ea sau o dăm oficial răspuns? Oficial răspuns. Am mulțumesc. A doua întrebare. De ce am pornit cu atribuțiile de bază de reglementare a cadrului normativ, pentru că noi cunoaștem cu toții, în special la începutul anului 2019, când la nivel de municipiul Chișinău, Termoelectrica a anunțat că anul 2019, adică anul 2018, a fost încheiat cu un profit de 100 de milioane de lei. Am încercat să caut răspuns din cifrele prezentate, ce s-a modificat? S-a modificat livrarea energiei, văd că volumul rămâne intact. S-a modificat, poate, cantitățile livrate, volumul rămâne intact. Și atunci apare întrebarea. Cred că această întrebare apare la mai mulți, dacă să mergem pe exemplu Chișinăului, când în anii precedenți agentul termic era livrat la o anumită temperatură, anul ăsta noi avem situația că în mai multe apartamente a fost modificat sistemul de încălzire, însăși apartamentul. Eu cred că specialiștii din Agenția de Binecare Energetică cunosc foarte bine lucrul ăsta. Mulți au modificat după bunul său plac sistemul de, pe orizontală, pe verticală, sistemul de încălzire. Cunoaștem că nu toate punctele de livrare a agentului termic de lângă blocurile locative sunt dotate cu pompele necesare pentru ca agentul termic să ajungă în bună sa calitate pe care o merită consumatorul, pentru că el o plătește la tarif egal cu tot ceilalți. Și se primește că la etajul 3 avem un grad de temperatură la agentul termic și la etajul 5 avem totul alt grad. Eu vreau să înțeleg agenția, deci consumatorul plătește egal, dar vreau să înțeleg agenția ce acte normative sau ce strategii vrea să administreze în timp imediat apropiat, pentru că eu cred că lucrurile astea ar trebui clarificate. Și aici iarăși aș vrea să obțin un răspuns oficial, deci care este temperatura agentului termic furnizat către consumatorul final, care sunt pierderile, care sunt cauzele pierderilor agentului termic până la consumatorul final și ce strategii, ce viziune a cadrului normativ își prevede Agenția Națională de Reglementare Energie. Eu aș dori să aduc o anumită precizare și clarificare. Pentru că noi sunteți într-o nouă componență ale, deci pentru toate lucrurile și deciziile care s-au luat în 2018, în principiu, nu sunteți direct responsabili, dar sunteți responsabili însă de a ne clarifica de ce s-au luat anumite decizii.
Nu. De ce nu au fost luate măsuri? Sau nu au fost luate măsuri? Până la urmă este vorba de acțiuni sau inacțiuni. Eu aș vrea să... Și cu întrebare și cu asta... Da, cu asta finisez. Pentru că ele sunt mult mai multe, dar bine. Mă refer la capitolul Serviciu Public de Alimentare cu Apă și Canalizare. Pentru municipiul Chișinău, vedem că în ultimii 2 ani de zile, volumele captate de către Apă Canal Chișinău figurează în jurul la 71-68 de milioane metri cubi captare. Volumul de apă potabilă furnizată în acest an consecutiv. Deci dacă a fost 71 în 2017, 42 de apă potabilă furnizată către consumatori a fost în 2017 și în 2018 43 de milioane. Totodată, atragem atenție conform informației prezentate, că volumul de apă pierde, da? Este de 27 de milioane, eu corect înțeleg. Da. Și 23 de milioane consecutiv la nivel de municipiul Chișinău. Astăzi avem o problemă destul de gravă la nivel de municipiul Chișinău, pentru că cunoașteți cu toții că întreprinderile municipale de gestionare a fondurilor locative sunt în proces de lichidare, se formează asociații de pe proprietarii de locuințe. Și acolo are loc un haos total. Adică nu este un control bine verticalizat, însă fie clar și bine definit cum are loc distribuția apelor acestei pierdute. Și aici, iarăși aș vrea să știu, agenția dumneavoastră, ce acte normative este predispus să elaboreze pentru a preveni. Pentru că avem situații când sunt disponibilizate, distribuite la locatarii blocurilor, tone întregi de apă pentru care ei nu au consumat-o. Până la urmă vorbim de apărarea drepturilor consumatorului. Domnul deputat, întrebarea este foarte clară. Cel mai strașnic este situația la nivel de Bălți. Eu aici vreau să trag atenție deosebită, pentru că în orașul Bălți, majoritatea apei care furnizează pentru consumatori este procurată. Da? Deci avem 9 milioane cuburi în 2017 și avem 10 milioane cuburi în 2018. Dar pierderile de apă sunt de 6 milioane în 2017, adică 60%. Eu să vreau să înțeleg răspunsul, deci care este răspunsul? Înscris sau... Înscris. O să vă rog frumos, formulați întrebările cât mai subțin, dacă posibil, pentru ca să avem timp să le discutăm, să avem și o răspuns aici. Așteptați un răspuns înscris? Acum nu vreau. Eu cred că ar fi venit un răspuns înscris, că nu am recomisit. Eu am o întrebare legată de produsele de pădure. Vreau cum să ne explicați de ce prețul de plafon și cele medii au rămas practic neschimbate, dacă prețul de import a benzinei a scăzut cu 3 lei în perioada octombrie-decembrie 2018. Da, mulțumesc, domnul președinte, pe întrebare. Eu cred că colegilor noștri din anul 2018 le-a fost mai complicat la nou acum, din motiv că ei reglementau prețurile și ei plafonau prețurile, de fiecare dată, la două săptămâni făceau acest lucru. Acum, legea s-a modificat. Metodologia care a fost aprobată de ANRE este 10% de rentabilitate anuală pe toate produsele la un loc luate. Și acum titularea de licență e singur, își pun prețurile. În așa mod a început să lucreze și mecanismele ce sunt de concurența liberă. Dacă vedeți acum aplicația, noi avem 2-3 prețuri deja la pompă. De ce pot să vă spun un singur lucru? Că noi o facem controle. Noi suntem, cred că, unici în Republica Moldova care știm ce înseamnă fluctuația la burse. Noi avem datele acestea. Noi prevedem și acolo unde prețurile, noi vedem că ei nu reacționează, intervenim. Dar știți care este situația? Și titulare de licențe, o fac și cetățenii care vor bine la toată lumea și zic, știți că azi în Europa, de pildă, motorina este mai scumpă ca benzina. Noi nu putem să-i permitem lucrul acesta să-l facem în Republica Moldova, mai ales într-o campanie de agricol sau ceva. Și dați-ne voie, dacă voi ne-ați dat 10% pentru ca noi să
în această limită să facem activitățile, atunci noi să facem așa mod că la finele anului noi să vă raportăm și o să vedeți exact că noi nu am depășit limita de 10% de rentabilitate. Cred că este un lucru foarte bun care a fost făcut modificarea acestei legi, fiindcă de fiecare dată când anul venea cu majorarea, mai ales majorarea, sau punea plafon la produsele petroliere, toată lumea sărea în cap că iarăși ANRE a majorat prețurile. Adică erau chestii care nu era tratată corect. Până la urmă, ANRE nu majorează prețul. Prețurile se majorează în funcție de cotații, în funcție de fluctuații, etc., etc. Domnule Căgea, am auzit argumente, probabil că alți directori sau colegi din asta puteai ca să adauge anumite, detalii. Dar, de exemplu, ce argumentul de astea folosesc pentru produsele petroliere, nu știu cum poate fi aplicat în raport cu prețul la gază. Iată, de exemplu, explicați-mi de ce a scăzut prețul mediu de furnizare a gazelor, dar prețul mediu de procurare a crescut semnificativ. Și vă dau câteva cifre. Prețul mediu de procurare a gazelor la 1000 de metri cub, în 2017 era 3.500, în 2016-2017 au crescut prețul de procurare cu 22%. În același timp, prețul mediu de furnizare a gazelor naturale cu TVA a scăzut cu 15,7% în 2017-2018. Explicați-mi, vă rog, unde e logica economică, adică, și explicați-mi constrângerile cu care posibil ANRE s-au confruntat din partea factorului politic, din partea altor factori care au influențat deciziile dumneavoastră, pentru că lumea trebuie să înțeleagă prin ce ați trecut, care au fost constrângerile, obstacole instituționale, pentru noi să le înțelegem. Haideți să încercăm să dăm posibilitatea unui expert să ne explice, apoi eu o să mă implic mai departe. Trebuie de acord, da? Domnul Miza, șeful departamentului Calife. Stimați domnule deputați, deci eu aș vrea să menționez că ceea ce modificarea tarifului de prețului reglementat de furnizare a gazelor naturale în anul 2018 a fost una justificată, pe motiv că de regulă, prețurile anual se, conform legii, se modifică și se revizuiesc anual de către Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Astfel, la începutul anului 2018, în ianuarie-februarie, agenția a fost notificată de către Moldova Gaz cu privință la prețul de procurare a gazelor. Deci, conform notificării, prețul de procurare a gazelor era de 178,5 dolari per 1000 de metri cubi. Totodată a avut loc și o modificare a cursului mediu de schimb. Deci, prețurile se calculează reieșind din parametrii medii anuali, astfel încurtat cu prognoza Ministerului Economiei, prețul mediu de schimb a valutei naționale era a fost de, dacă nu mă greșesc, că cu momentul spun 17,68 la moment, față de cel ce era în tariful în vigoare anterior, aprobat în 2016, de 21 de dolari per 1000 de metri cubi. În așa mod, au existat premise argumentate ca să aibă loc o modificare a tarifelor și a prețurilor la gazele naturale la începutul anului 2018. Datorită de cursul de schimb, asemenea modificare? Deci eu vă spun, deci în tariful anterior, prețul la gazele naturale era de 199,72, deci cel din 2016. În tariful calculat pentru anul 2018 a fost de 178,5, cel care a fost notificat de către întreprindere, concomitent și cursul de schimb. Deci a fost 21 de lei per dolar în anul 2018, a fost de 16,78 euro. Eu înțeleg întrebarea noastră, dar noi nu facem parte din politica moldovenească. Noi suntem independenți și nu putem să facem declarații politice. Deci dacă cineva crede că aceasta a fost folosită în niște scopuri, poftim, dar noi nu putem să spunem chestiile astea.
Nu putem spune chestia asta, în primul rând, noi nu am lucrat atunci și fiecare trebuie să fie responsabil pentru consecințele faptelor sale. Cifre, da. De o parte. De altă parte, este argumentarea, dar eu vreau să vă spun, dacă noi eram în componența aceasta în anul 2018, noi propuneam, erau și derieri negative, propuneam că din baza acestor cost, acestor mișurări de prețuri, să ne spălăm de datoriile care le aveau. Erau 558 de milioane, dacă nu greșesc, derieri negative. Și în cazul ăsta scăpam de datoriile astea și nu apăreau discuții, dar nu putem să comentăm. Adică furnizorul s-a adresat, cum echipuți în situație este, Andrei, când furnizorul se adresează, eu pot să mișorez prețurile, dar Andrei spune, nu, lasă prețurile, ce zic consumatorul final. Asta aveți datoria în față. Da. Eu mergeam la divierile negative și le dam divierile negative în carte. Dar domnul Iogen Capul vrea să-i spune? Da. Situația pe piața de gaze nu este simplă. Evident că aici sunt influențe și politice, și geopolitice, și financiare. Ea, complexitatea subiectului ține și de faptul că există datorii istorice față de Gazprom, de partea Moldova-Gaz, datorii devierile pot fi negative sau pozitive, deci în cazul nostru sunt devieri negative, și trebuie ținut cont de prognozele care urmează pentru anul viitor. Eu vreau să spun că din cauza asta, legea și impune ANRE o perioadă de până la 180 de zile să examineze orice cerere de majorare sau micșorare a tarifelor. 180 de zile pentru a analiza în proces, în perioada mai multor luni, care sunt potențialele creșteri sau descreșteri a prețurilor petrolului, care sunt posibilele evoluții ale cursului de schimb, că crește sau nu crește, și în baza unei analize se face o medie de care se ține cont pentru a stabili prețurile de mai departe. Asta este ceea ce trebuie să facă ANRE. Asta este modalitatea de care ne conducem noi acum, de când am venit, și de care ne vom conduce în continuare. Cum s-a calculat exact, așa cum au spus colegii care au fost la perioada calculelor, deci astea au fost argumentele. Eu v-am spus cum prevede legea și procedura de bază și cum vom proceda noi în continuare. Sunt întrebat la Eu, din punct de vedere mai practic, așa. Mai inginerești. Cine poate spune? Care-i situația la CEP2? Care-i situația tehnică la CEP2? Ce se întâmplă acum? De ce? După datele care le avem aici, se vede că deci energia efectivă generează mai puțin CEP2. Deja cu o treime aproximativ. Eu nu știu dacă este corect, dacă este drept, dar totuși. Sau confirmați că un cazan din cele trei cazane mari nu funcționează. Și la ce așteptăm mai departe? Mai sunt și patru cazane mai mici, energetice, care nu generează energie electrică ca consecință. Din aceste trei, din aceste patru, se pare că lucrativ e doar unul. Eu vreau să înțeleg dacă ANRE-ul inspectează aceste întreprinderi sau doar lucrează cu documente. Întrebarea, nu știu, trebuie să răspundeți toată asta acum. Haideți să vă spun că randamentul la tot ce ține de situația care ne-a fost deschis e 28%. Este foarte prost. Adică Republica, în linie mare, nu este chestia noastră. Noi acum facem un studiu de piață în privința energetică și noi suntem niște recomandări, dar nu este chestia noastră asta. Dar oricum, dacă în timp apropiat, 3-4 ani de zile, nu se ia măsuri pentru ca să apară niște lucruri performante în sau modificarea ceturilor într-un fel, lucrurile o să stea prost. Degradează până când poate să întâmple, dar apare chestii foarte pozitive acum. Conducta de gaz care vine din România, ea vine până la cet. În cazul acesta, cred că s-au găsit foarte multe persoane din business care o să vrea să ocupe de crearea unei stații termoelectrice noi. Acum stații termoelectrice noi căpădăm sau ajunge până la 84. Eu înțeleg, dar întrebarea era puțin altă. Care e starea tehnică? Eu înțeleg 3-4 ani înainte, asta bine, dar vine iarna. Trebuie să înțelegem ce o să fie iarna aceasta. Da, domnul Hai, domnul Creu. Da, mulțumesc. Stimați domnul președinte, stimați deputați, vreau puțin să facem o delimitare
între atribuția Andreiului și starea tehnică a termoelectrică. Noi ziceam despre termoelectrică, e o pozită fuzionată. În primul rând, ce verifică Andreiul? Noi verificăm doar investițiile care urmează să fie incluse în termen. Dar noi ieșim la fața locului doar pe investiții. Având în vedere că este o societate pe acțiuni, respectiv, proprietarii trebuie să facă investițiile necesare. Noi, eu personal m-am întâlnit cu termoelectrică la subiectul, da. În rol anual fac plan de investiții 400 și ceva de milioane. Și vă dau cifrele propriu zise, cum a evoluat investițiile în termoelectrică. Începem cu planificarea 2019, avem 799 de milioane planificate investiții. Pentru 2018 realizate, au fost planificate 646 de milioane, investițiile de fapt 453 de milioane, 2017 de fapt 392 de milioane, planificate 645 de milioane și respectiv 2016 avem doar numai 80 de milioane. Adică în ultima perioadă, termoelectrica a început o investiție globală, să spunem. Din punct de vedere că ai jumătate de miliard de investiții propriu-zise, care urmează ulterior să le recuperăm din tarifele. E ca la acest segment, da, noi monitorizăm, noi facem o analiză financiară economică ca și eficiență pe toate investițiile respective, dar ce ține de dezvoltarea strategică a întreprinderii, care este una necesară. Eu cred că aici mai mult trebuie să se discute pe platforma Ministerului Economiei și cu Guvernul, pentru că deși guvernul a dat tot suportul și acordă în continuare tot suportul prin resursele financiare care sunt împrumutate de termoelectrica, de credite internaționale. Și ca pe aspectul dat, noi așteptăm o creștere a acestei întreprinderi, cred că în 2-3 ani să ajungă la o performanță mult mai înaltă. În rest, pe partea, să spunem, de rețelele ingineriești a dumnealor care noi avem pe domeniul investițiilor o normă obligatorie conform regulamentul ANRE, 70% din investiții să se includă în dezvoltare. Restul cheltuielilor încă 25% pe alte. Adică noi facem politica noastră investițională care o urmărim noi din partea ANRE-ului, este 75% dumneavoastră investiți în dezvoltare. În rest, cumva, noi discurcăm noi cu toți împreună. E că asta este, la momentul actual, situația din partea Andrei. Eu mă înțeles. Dar în ce au investit, până la sfârșit? Verificați investițiile. În ce au investit? Bine, eu aici pot să vă dau dumneavoastră planul de investiții în formă scrisă, să vă transmit. Bine, da, bine. Că, da. Vă dați seama, bine, eu să vă spun până sfârșit, 500 de milioane. Până la sfârșit mă neliniștește situația care o am eu, informația care o am eu, că o treime din stație nu funcționează la moment. Și asta e cam sperie înainte de a veni iarna, nu? Că orașul să nu înveți. Și anul trecut același lucru a fost? Nu știu. Nu știu. Dar acum... Când discutam cu Ministerul Economiei. Mai departe. Eu vreau să înțeleg. Deci, uitați-vă. Noi avem Andrei va aproba valoarea investițiilor care vor fi recuperate prin tarif. Aici este vorba compartiment legat cu apă. Investiții în 2017 au constituit 6,42% din acele care au fost plănuite. Întrebarea mea, tariful deja erau impuse investiții în tarif. Oamenii au restituit înapoi acești 93% care nu au fost investite. Pentru că în fiecare an se face asta, eu înțeleg că banii se dau acolo, înapoi înțeleg că nu se primesc măcar că investiții nu au fost făcute. Dacă nu e corect așa. Da. Dar îmi permiteți, stimați domnule președinte, stimați domnule deputat, metodologia includerilor în tarife a cheltuielilor investiționale stabilește foarte clar că orice cheltuială trebuie să fie pusă în funcțiune ca ulterior să fie inclusă în tarif. Dacă s-au planificat 100 de milioane, s-au realizat numai 6 milioane, numai 6 milioane se includ în tarif. Restul, pentru viitor. Pentru anul viitor. Ulterior, după ce apare cererea. Adică nu poate să fie nicio cheltuială impusă în tarif dacă nu este dată în funcțiune. Deci se compensează. Așa eu înțeleg. În ce se compensează? Cum se face? Deci când a fost cheltuit, deja se împune în tarif. Nu atunci. În raportat ANRE-ului, ANRE aprobă aceste investiții efectuate de facto
și după asta pentru anul viitor se includ în tarif. La cererea da. Da. Bine, asta încă nu tot. Mai prelungiți întrebare. Nu, mai sunt încă două întrebări. Eu vreau să înțeleg în privința Moldova Gas cu tarifele și cu apă canal, totuși cu tarifele. Am fost la, să zicem așa, un for care a fost organizat de ambasada Britaniei și acolo a fost informație că apă canal Chișinău, deci acoperă cheltuielile sale mai mult de 150%. Deci, ca atare, are profit. Și vreau să înțeleg, acest profit, dacă apare, el se vede, se ține cont când se face planul de investiție. Ce se întâmplă? Și de ce așa profit, în același timp, noi avem, așa, cum să zice, pozorni показатели, că toată partea de oameni, că oamenii plătesc pentru apă care nu consum. Și de unde apare așa ceva? Asta e întrebare. Și Moldova Gas. Ea tot lucrează fără profit, că îi trebuie bani pentru investiții și tariful ridicat. Ea că cam asta trebuie să înțeleg. Încă, eu înțeleg că sunt întreprinderi monopoliste, eu înțeleg asta și în același timp ea lucrează cu profit. Cum asta se vede asta undeva? Apare asta? Vede Andreu? Sau doar ea că investiția trebuie făcută, tariful sau a fost făcută, tariful este ridicat cu cât se cere acolo. Dar profitul lor, e chestiune nevoiasă, nu-i așa de ușor. Păi asta, din cauza asta și Alexandru, spune-te rog. Deci, da, aș vrea să menționez. Într-adevăr, este absolut normal ca toți operatorii și furnizorii de servicii corespunzătoare să aibă o activitate profitabilă. Evident că în conformitate cu metodologiile tarifare și în conformitate cu practica mondială, la operatorii atât a rețelelor de gaze, cât și a rețelelor electrice și la apă, se calculează rentabilitate la investiții, la activele de care dispun operatorii dați. Pentru ca aceștia să poată efectua în continuare investiții ieșind din rentabilitatea care se calculează în cazul dat economic reflectată este profitul lor și amortizarea pe care lor le se include în tarife. Corespunzător, este normal că atât companiile de distribuție a gazelor, de transport a gazelor, de distribuție a energiei electrice, de transport a energiei electrice, de furnizarea serviciilor de apă, acolo în complex tot, să dispună de această rentabilitate și respectiv să o aplice pentru viitor ca să mențină activele într-o stare funcțională și în proces de dezvoltare. Tot și profitabilitate și rentabilitate și așa mai departe, dar ați spus o singură cifră. Care sunt pierderile în general în sistemul de furnizare a energiei termice, energiei electrice și a aprovizionării cu apă? Nu ați numit care este cifra totală de pierdere în acest sistem. Și avem o problemă, de toate pierderile astea sunt după asta băgate în tarif și lumea plânge, pentru că nu poate să le plătească la timp. Dacă se poate. Da, deci pierderile în rețele se calculează în conformitate cu instrucțiunile și metodologiile corespunzătoare. Astea sunt niște pierderi tehnice de care este, adică ele nu sunt atât pierderi, nu numai pierderi, sunt consum tehnologic și pierderi. Așa se numesc acest indicator. Și ceea ce aș vrea să spun că evoluția acestora a fost deci, eu aș vrea să spun, într-o perioadă, la energie electrică, în anul 2018, undeva a fost de 8% pierderile în rețelele de distribuție. Ca să avem o închipuire, la începutul, când s-a început activitatea de reglementare de către agenție, aceste pierderi erau peste 30%, 40% în rețele. Acum sunt sub 8% și sunt chiar sub nivelul multor țări din Uniunea Europeană. Este un indicator de performanță. Domnul Buduja spunea că, de exemplu, în municipiul Bărți, 60% din consum se duce la pierdere. Noi cum o președință recentă în privința pierderilor în Uniunea Europeană? Stimați colegii, trebuie să... Stimați domnule președinți, stimați deputați,
trebuie să luăm în calcul doi factori. Pierderile care se includ în tarif și pierderile care sunt pierderi a companiei. Pierderile care sunt incluse în tarif sunt conform metodologiei calculate. Dacă pierderile, așa cum ați menționat dumneavoastră la bot, într-adevăr, sunt de 60%, în urma stabilirii hotărârii ANRE-ul privind pierderile, constatarea pierderilor consumului tehnologic, noi am adresat către Consiliul Municipal, acum către Consiliul Municipal de Proprietate, la compania respectivă, am adresat ca dumnealor urgent să intervină cu investiții, să găsească soluții financiare ca să repare, să înnoiască rețele. Pentru că pierderile în domeniul, în mod special apă și canalizare, în fiecare an cresc, deoarece investițiile sunt mult mai mici decât uzura propriu-zisă. De fapt, uzura e de mult consumată. Și aici, de fapt, este problema cea mai mare cu pierderile. Dar în tarif nu se includ. Se includ strict conform metodologiei. Legea ne interzice să introducem mai mult decât conform metodologiei pierderilor. Dacă se poate doar o mică concretizare. Este vorba de pierderile cel supra... Dacă există pierderi supranormative, consumatorii nu le suportă nicicum. Deci, conform tarifelor, sunt suportate doar cele justificate, calculate conform metodologiilor, instrucțiunilor corespunzătoare tehnice. Noi asta am înțeles. Eu vreau să înțeleg altă fel. Deci, întreprinderea municipală regie apă canal Bălți procură apa, da? 100%. Deci ea procură 100%, 10 milioane cuburi, livrează către consumatorul final 4 milioane cuburi și 6 milioane ea se duce la apa sâmbită. Deci, ea nu poate să meargă la infinit cu așa indice. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. De ce? Asta, în primul rând, este risc strategic. Dar 6 milioane nu plătește populației. De asigurare cu apă potabilă. Asta e una. A doua, vrem să înțelegem. Astea sunt pierderi tehnologice sau sunt pierderi pur și simplu apă din, nu știu cum direct să mă exprim, din neresponsabilitatea administrație. Exact. Pentru asta și-am menționat că noi am făcut un demers către proprietarul al respectiv apă canalului Vălță, unii am atenționat de faptul că pierderile sunt colosale în raport cu cumpărarea și livrarea propriu-zise și să intervină urgent sau audieză să facă, pentru că noi nu putem să ne permitem acest lucru, nu avem competența sau audieză de ce la tine sunt pierderile. Noi am stabilit, mi-au dat pierderi. Noi spunem că atâtea sunt pierderile care ne-a spus să le includi în tarif. În rest, la revedere, nu mă interesează cum administrat. Dar totodată sesizăm. Spune, domnilor, aici e strategic, e vorba de sute de mii de oameni care sunt alimentați cu apă. Sigur, oamenii pot fi puși în fața asemenea tablou, că oameni buni. Dacă noi nu vă majorăm tarifele de două ori, noi nu putem să vă asigurăm cu apă. Și oamenii, adică sunt cei care suferă pe la consumatorul. Exact, dar păi asta și era de fapt intenția, ca să ajungă în primul rând la Consiliul Municipal Bălți, ca să autosesizeze problema, dar cine să-i autosesizeze dacă nu ANRE, văzând toate discrepanțele respective. Da, la Chișinău, care e situația? Pentru noi, sigur, așa ce nu mai vreau. Dar tot e. Eu aș putea să menționez doar din statisticile pe care noi le avem, că media pierderilor pe livrarea de apă consumatorilor este cea mai mare dintre toate din sistemul energetic. Deci, media este 40,3% pe anul 2018. Ca să vă dați seama că cele 60% la Bălți este o maximă de pierdere, care este inadmisibilă, dar ea așa este, pentru că apa se procură, dar instalația tehnică și rețelele de distribuție și de furnizare sunt practic distruse în mare parte sau mai mult de 50%. În alte localități, pierderile sunt mai mici de 40%, înseamnă că sunt 20-30, acum nu pot să vă dau cifra pe Chișinău, cum am în față, dar ele sunt. Dar media este 40 pe tot sistemul din Republica Moldova pe 2018. Asta este realitatea. Asta trebuie să înțelegeți, este foarte justificată întrebarea. Absolut. Eu am venit în sprijinul întrebării să dau cifre care reflectă asta. Nu investim corect și judicios în infrastructură care trebuie să asigure necesitățile de bază de finanță, noi băgăm banii în proiecte politice responsabile. Deci, logica este că politica investițională trebuie dirijată pe elementele critice din fiecare sistem a domeniului energetice. Doar numai să completez referitor la Bălți.
Eu am aici un tabel de teritoriul a investițiilor care s-au efectuat începând cu 2013 până în 2019 planificat. Bălțul, pentru anul 2017, 0 investiții, pentru 2018, 0 investiții, pentru 2019, 0 investiții. Nu dispune de resurse financiare. Aici este o problemă. Deci, am sesizat... E o chestie foarte, foarte periculoasă pentru Bălți. Atunci, noi am fost impus de situație să spunem că să scriem Consiliul Municipal, oameni buni, aveți grijă, poate să se întâmple o tragedie la voi. Mulțumesc. Domnul Ședinte, am realizat o activitate de monitorizare continuă a relațiilor economice din sectorul gazelor naturale. În raport, eu văd o cifră din 2018 și gazele naturale furnizate pe piața din Republica Moldova au fost procurate în Gazprom, din Federația Rusă. Total în volum de 1.129.000.000. În cantitatea aceasta între și partea stângă a... Nu. Ok. Tot ce este legat. Dacă scriu Republica Moldova, asta e una. Aici trebuie cumva argumentele astea de le utenedere. Și a doua, noi, care e în genere situația? Cu unde se reflectă cantitatea aceasta de datorii față de Gazprom, care permanent monitorizată, anunțată și în genere, este o informație mai veridică față de datoria asta, de acea atât de mult anunțată? Cea istorică vorbești de aceea? Este datoria la Moldova Gaz. Datoria la Moldova Gaz față de Gazprom, care da. Nu intră în nu intră. Cifrele de bază care nu e... Datoria Moldova Gaz, ei o să mărească până la urmă, tăi dânșei. Nu e datorie Republicii Moldova. Da. Bun. Asta e greu. Asta e greu. Republicii Moldova este acționat minoritate pentru companii există. Deci, probabil că există niște responsabilități. Există, dar aici, dacă mergem, o mai lăsăm până să fie ales un nou director, cineva, să avem cine discutat. Noi avem cine discutat la Moldova Gaz, este o problemă. Domnul director general, eu am o întrebare legată de dezvoltarea energiei verzi. În acest moment, volumele de energie verde care sunt achiziționate în sistemul de furnizare în Suedia sunt foarte mici, mai ales în condițiile în care noi suntem atât de dependenți de un singur furnizor de gaz și mai departe. Mi-aduc aminte, știu, de exemplu, că cea mai mare parte din această energie verde este preluată sau cumpărată de la furnizorii de energie de biomasă și hidro. Eoliană și baterii solare este foarte mic, undeva între 2-5% și solară, în general, este foarte mică. Întrebarea este ce face ANRE-ul pentru ca să dezvolte instituțiile unor politici sustenabile, care, de exemplu, să aducă tariful feed-in în corespundere cu standardele internaționale. În acest sens, ca să completez întrebarea pe care vreau să vă adresez, este următoare. De ce se întâmplă că tariful cu care se achiziționează energie verde, este mai mică decât energia convențională cumpărată la piciul gar. Pentru că în toate statele europene și a lumii, energia verde este mai scumpă. De ce există un tarif discriminatoriu în raport cu furnizorii de energie verde? Unu. Și de ce chiar și în interiorul comunității de furnizori de energie regenerabilă există o anumită discrepanță. 50% din furnizorii de energie regenerabilă primesc la un tarif de 1,5. Aici aș putea să greșesc. 50% cu un tarif dublu față de restul de 50% care primesc mai puțin. Explicați-mi, vă rog, discrepanța de tarif. Deci, 2 ani de zile se așteaptă acum ca Andrei să ia o decizie în privința metodologiilor și în privința tarifelor. Știu, noi o să facem, cred că, maxim într-o lună. Cred că noi o să avem metodologie. Ei au fost plafonate cu 2 ani în urmă. Plafonul cealaltă, dar deja nou bord a ANRE-ului au găsit niște lucruri care să îmbunătățească activitatea dintre producătorii de energie regenerabilă și le-a dat o posibilitate ca să participe la unele licitații cu distribuitorii de energie electrică și s-au înțeles între ei. Și prețul a fost 92 sau 98 de bănuți pentru un kilowattor. El este mai mic. El este cu 2 bănuți mai mic. Dar a spus un lucru important.
prețul la Cuciurgan este mic. Tot ce ține de energie regenerabilă, prețul e dublu praxic. România a trecut peste chestia asta având niște vouchere verzi care plăteau pentru ca să promoveze acest gen. În momentul când noi o să fim foarte activi în promovare și acum guvernul dispune de 100 de megawați care o să-i scoată la licitație pentru energie eoliană și energie solară, o să-i scoată să-i vindem și din momentul ce ala noi trebuie să așteptăm la creșterea prețurilor energiei electrice. Fiindcă cineva trebuie să acopere cheltuielile astea, știți că energia electrică e energie mixer, se rotește în mixer și iese prețul final. Care e proporția în acest moment între energie convențională și energie regenerabilă? Noi 24% avem în Republica Moldova energie regenerabilă. Dar acolo mai mult pileții joacă rolul și lemnele și gumoșilor. Noi ne-am... Noi suntem ok, suntem 26%, trebuie 20% avem. 17%. Așa că aici e situația, cum să vă spun, de o parte noi înțelegem și vrem să dezvoltăm segmentul ăsta, dar trebuie să-l facem foarte atent și să facem în așa mod ca treptat să facem lucrul ăsta, ca consumatorul final să nu simte chestia. Chiar la zic, dar trebuie nimorești ca și ei dacă ne-ai mărit prețul de două ori. Înțelegi? Până la un consumator final, noi suntem obligați să protejăm și consumatorul final și agenții economice. Adică suntem între ciocan și nicovară. Trebuie să facem în așa mod ca lucrurile să fie echilibrate foarte, foarte bine. Dacă permiți, domnul președinte, aici vreau să mai adaug. Te rog, mult. A fost aprobată legea privind resursele regenerabile. Sigur că a fost un plan mult mai amplu de implementare acestei legi. Noi, la momentul actual, suntem la etapa când urmează să mai aprobăm 3 acte pentru ca să fie funcțional mecanismul cu schemele de sprijin noi. Este vorba de regulamentul privind operatorii eligibili, este vorba de condițiile obligatorii contractuale, care acestea două care le-am menționat vor fi aprobate vineri în ședința publică, și ultimul document foarte important este vorba despre tariful fix și prețul fix. Tariful fix va fi aplicat pentru fiecare tehnologie eoliană, solară, cu generare prin biogaz, cu generare prin biomasă și hidrologice. Acestea sunt, e vorba de 65 de megawatts care urmează să fie dezvoltate pe platforma atribuire primul venit, primul servit prin intermediul ADR-ului și 113 megawatts prin licitații care va fi prețul fix prin guvern. E că toate aceste acțiuni care urmează să fie efectuate va permite ca să dezvoltăm suplimentar sustenabilitatea și, de fapt, securitatea energetică a țării. Dar noi înțelegem foarte bine că undeva ea crește prețul. Dar când guvernul a venit și, de fapt, când am avut noi discuțiile și cu comunitatea energetică, este vorba de schema de sprijin. Și diferența între tarifii care dumneavoastră ați menționat-o este vorba în mod egal schema de sprijin acordată 15 ani, tehnologia implementată, de atâta este diferență de tarif, pe lângă faptul că noi avem diferență de tarif, este vorba și de utilajul, este nou, este vechi, acum, în legea nouă, este stabilit foarte clar că tot utilajul trebuie să fie nou. Atunci era și utilaj vechi. Respectiv, când Andrei face calculele date, îi reieșe din costul propriu-zis și investițiile efectuate. Deci, discrepanța în tarifele aceasta, la moment, poate fi argumentată. Dar dacă este nevoie suplimentar, noi ridicăm dosarele care au fost aprobate și vedem suplimentar care au fost investiții propriu-zis, pentru că ce se dă schema de sprijin? Se dă pentru ca să-și recupereze investiții și să aibă un mic venit. Și atunci, din acesta rezultă și tariful propriu-zis. Dar până la ce procent crezi dumneavoastră că trebuie să aducem noi deci energie, generarea de la energetică eoliană și solară? Eu cred că mai mult tot mai bine. Nu, chiar asta am vrut să spun. Că ea trebuie să fie balansată. Deci cu stații termoelectrice este momentul acesta și nu se poate ca noi să dezvoltăm până la nesfârșit pentru că o să credem în problemă care s-a confruntat în statele din vest deja. Noi azi avem 804 milioane de kilowați. Nu, dar trebuie să știm, să înțelegem care e granița aceea, unde nu trebuie să... Care nu, trebuie cred că o să ajungem la 40-45, o să fie exact. Dacă îmi permiteți, fiind responsabil din domeniu, dată m-am cioptit mai mult probleme. Eu nu întâmplător am menționat hotărârea de guvern. Limita capacităților de dezvoltare este stabilită în hotărârea de guvern. De ce s-a stabilit această hotărâre?
pentru faptul că noi suntem responsabili și de echilibrare, ca țara noastră. Cu cât mai mult ai energie verde, cu atât mai mari sunt riscurile de echilibrare. Și atunci, echilibrarea propriu-zisă, dacă este volumul mare de regenerabile, riscul de echilibrare sunt mult mai mari. De aceea, guvernul a luat o decizie, din punctul meu de vedere, destul de gândită, ca să poată încet, încet să implementeze. Pentru că la noi, la momentul actual, echilibrarea nu o face producătorul care face dezechilibru. Eu sunt fotovoltaic, am făcut noaptea, nu mi-a dat, eu dorm și îmi vine banul în buzunar. Nu este corect. Strategia următoare care urmează să fie făcută, ai făcut dezechilibrare, plătește dezechilibrarea. Asta înseamnă că operatorul responsabil de echilibrare urmează să procure energie scumpă. Energia pentru echilibrare este cea mai scumpă la momentul actual. Urmează să plătești energia scumpă, facem echilibrarea în sistem ca să nu cadă sistemul, dar tu ca producător de energie și de dezechilibri plătești pentru asta. Și aici, în momentul când începem mecanismul DAP, se va tempera și investițiile și riscurile propriu-zise. Toate că eu nu-mi doresc asta, îmi doresc într-adevăr să avem investiții mult mai multe pe domeniul DAP, dar problema este vorba de echilibrare. Cum noi, guvernul și Andreu vor gândi strategia pentru echilibrare pentru vehicul. Da, dar ca să revenim cumva la un fel de remarcă, noi am văzut, iarăși, inclusiv în acordul privind asistența noastră financiară, avem condiții privind independența Andreului. Eu cred că nu o să avem foarte des ocazii să reiterăm îngrijorările noastre și mai mult ca atât sentimentul societății privind lipsa acestei independențe de fapt la moment. O spun asta balansat și sincer. Noi nu odată am solicitat și am încurajat inclusiv demisii din funcțiile de conducere a agenției. Noi ne amintim foarte bine modul în care foarte previzibil a fost organizat concursurile de sublinire acestor funcții. De ce este cumva, nu știu, am considerat oportun să reiterez chestiile astea. Și cu întrebări, de exemplu, am o întrebare de ce din 2017 nu se publică rapoartele de monitorizare trimestreale ale piețelor reglementate. Noi ultimul raport, de exemplu, pe gazele naturale, în site-ul Andrei, este din 2017. De exemplu, altă întrebare, ce facem cu auditul la Moldova Gaz, cum știu, de exemplu, nici nu știu când ultima dată s-a făcut. Cam asta, pot să revin cu alte întrebări, dacă o să fie cazul. S-a discutat și despre tarifele, modul în care s-au stabilit tarifele în alt exemplu, da? În anul 2018. Noi am avut o creștere de 17% la prețul de import, din cât eu ne amintesc. Metodologia spune clar că atunci când este o creștere mai mare de 5% se revizuiesc tarifele. Ele nu au fost revizuite. Matematic, eu nu înțeleg cum asta este posibil. S-a încălcat lege sau puteți să-mi oferiți câteva părere la subiectul ăla? Deci, tarifele întotdeauna se aprobă în baza parametrilor, indicatorilor planificate pentru anul care urmează să fie în continuare. Deci, astfel, dacă la începutul anului 2018 au existat anumiți factori care conduceau la diminuarea acestui derat, cum s-a discutat. Deci, da, într-adevăr, dacă în tariful anterior, din 2016, care a fost aprobat, și au fost aplicate, am spus, o rată a cursului de schimb de 21 de lei pe dolar, iar în 2018 prognozat era 17,68, asta este cu 15,8% mai mic, o diminuare. Totodată, în prețul de procurare,
a gazelor. Dacă erau 199,72 dolari per mie de metri cub, inclus în tariful anterior, iar notificat a fost 178,5, deci asta este o diminuare de 10,6. Sumar, aceasta ar fi dat o diminuare de 24,8. Dar având în vedere ajustările celelalte, fiindcă acolo există tarif de transport, tarif de distribuție, tarif de furnizare, unele au crescut în această perioadă, au avut loc o diminuare doar de 20%. Asta s-a ieșit din parametrii de ajustare la începutul anului 2018. Evident că efectiv, efectiv pe parcursul anului sunt diferențe dintre parametrii prognozați și parametrii efectivi care se înregistrează în perioada de activitate a întreprinderilor, aceste diferențe există, ele se sumează în devierile tarifare și se iau în considerație în perioada viitoare. Asta este o abordare... Și asta așa de bine se pliază pe agenda politică și pe calendarul legilor. Asta e... Iar o aduce la politică. Nu, dar eu înțeleg că este... Eu nu spun din capul meu, eu pur și simplu reflect cam ceea ce sunt eu cu oamenii cred. Eu înțeleg că există o astfel de suspiciune, dar noi acum vorbim despre cifrele care au fost la aprobarea tarifelor. Ne bazăm doar pe calculele care au fost la momentul ăsta. Nu au crescut. Noi acum devieri avem 900 de milioane, avem devieri la gaze, adică situația nu e cea mai bună. În privința la Moldova Gaz, înseamnă că noi, la insistența noastră, Moldova Gaz va avea anul ăsta un audit internațional, independent, care o să ne dea tablou cum o să-l avem toată lumea. Începând cu săptămâna aceasta, avem un site nou. Noi am pus accentul pe comunicare. Avem strategii de comunicare care am adoptat-o și avem un site nou unde o să fie publicat tot și tradus în limba engleză, adică o să fie chestii unui cetățean foarte ușor o să fac cunoștință de transparență tot ce facem noi, plus avem linia verde, care este o chestie foarte efectivă, omul nu îmi caut ce se facă, dar o sună, dar trebuie spus care sunt soluțiile. Avem linia roșie, fiindcă noi mai avem, am mai fost dotați acum, ultimul timp, de când am venit noi aici, noi mai avem o instituție care era inspectorat în energetic, și acum e departamentul în energetică, și nu prea știu unde mai este practica asta, dar noi avem subdiviziuni în toate raioanele, care au un risc foarte mare de integritate. Acum linia roșie care o să te anunțe toate lucrurile. Adică, ce ține site-ul, o să fie tot normal. Strategie de comunicare mi permite să depășim unele lucruri care spuneți noastre de independență. Am o carieră politică de vreo 20 de ani, nu cunoaște privința independenței, încă nimeni nu a chidat niciodată. Și nu se poate face chestia asta. Dar, mă rog, sunt și lucruri politici care... Aici noi nu am venit cu criterii politici, aici am venit în bază de concurs. Eu am venit cu criterii politici la Curtea de Conturi. Noi am venit din 5 formațiuni politice, am fost fiecare formațiune politică, au venit și vreau să vă spun, Curtea de Conturi peste 2 luni de zile nu mai avea apartenență politică nimeni și nimeni nu știu de la formațiunea lor politică și nimeni nu a primit nicio indicație. Asta foarte mult depinde cum noi o să ne poziționăm în chestia asta. Dacă o să fie încrederea și o să cotiți că noi putem să aducem folos societății, noi o să o facem. Dacă o să încep să apară suspiciunile acestea, noi o să luăm decizii. Da, domnul, eu vă mulțumesc. Al de astăzi se poate clar. Eu aș vrea să aduc un următoare întrebare. Pentru că ați vorbit de linii roșii, cred că mai vreți și alte culori, acolo verde, albastru, galbă, ce și mai toate. S-a discutat foarte mult prețul la benzina utilizată de agricultori. În anul 2018, s-au adoptat amendamente la lege cu privire la produsul de petroliere pentru ca să satisfacă cerințele intervenirea în partea agricultorilor. Și în special s-a introdus o eliberare a autorizațiilor din toată monitorină, ca permisiv, din grada de are, care confirma dreptul producătorilor agricole necesitate de pețan juridică de a efectua import de motorină pentru consum propriu în calitate de carburant pentru utilaj, transport sau tehnică agricolă utilizată în majoritatea în activitatea agricolă. Întrebarea este câte autorizații au fost eliberate în anul 2018 și dacă ele sunt folosite. Domnul președinte, a fost o intenție bună, dar erau niște condiții care trebuia să corespundă agentul economic care vine la ANRE. Deci, s-au adresat nu foarte multă lume. Dar toți care s-au adresat, condițiile nu au fost îndeplinite și anul nu au eliberat nicio licență. Nicio licență. Cum n-am eliberat licențe nici în... Dar problema doar a rămas. Pentru că acești oameni care lucrează în domeniul agricol,
pentru că sunt într-adevăr o categorie vulnerabilă, i-au cerut un lucru de regim special, pentru că când începe COSIT sau începe alte munci, evident că iau nevoie de un ajutor în partea lui. Sunt două condiții. Că persoana care solicită acest gen de activitate trebuie să aibă teren și a doua trebuie să aibă depozit. Dacă aceste două, dacă nu se îndeplinesc, noi nu putem să facem pe asta. Cu volum mare. Trebuie să o să fie cu volum mare. Trebuie să aibă depozit. Noi putem să discutăm despre depozit, să fie volum mai mic. Dar cel puțin trebuie să aibă teren agricol care să-l prelucreze. Noi n-am dat licențe nici când era vorba de duty free, dacă cunoașteți, au fost o chestie, o lege care ați luat acum recent. Da, nu, dar noi licențe nu am dat, adică chiar dacă cineva vorbește despre chestiile astea acum. Acum ați preluat, ca agenție, ați preluat atribuții de supraveghere energetică de stat. Sunt create în acest moment condițiile necesare pentru activitate personalului angajat prin transfer? Și câți angajați are în acest moment ADEO? Ar trebui să știm despre asta. Da, mulțumesc, domnul președinte, este întrebare nu sensibilă, dar foarte sensibilă. Noi stăm în două locații, două clădiri. Inspectoratul noi l-am luat cu, și că avem un număr total de 214 oameni. Am redus 32 de oameni, mare majoritate din inspectorat. Acum suntem aplasați în două clădiri și în oficii în toate centrele raionale. Problema noastră cea mare este că noi suntem închirii la un agent economic, un agent economic din spațiul energetic care provoacă și niște incomodități. Și care acum niște clădiri. Nu, și care ne-a dat foarte bine ce spuneți dumneavoastră, că noi deja am primit o scrisoare de la el că ne mai ține în această clădire până pe data de 21 iunie anului viitor. Așa. Noi am încercat să vorbim cu Agenția de Proprietate Publică, cătăm o clădire unde am putea să venim toți, fiindcă Departamentul Securitatea Energetică stă în altă parte. Ei și în tipul e minuscul noi, adică noi avem nevoie să unificăm toate forțele noastre, să mergem într-o clădire, să nu mai plătim tot ce ține sfat, să avem cheltuieli în plus pentru arendă. Suntem gata să luăm în arendă o clădire a statului, să o reparăm, să o facem tot, să o cumpărăm chiar la urmă. Să vorbiți în termen de reparație clădirilor, eu cred că cei care lucrează în domeniul supravegherii energetice se conduc de niște documente extrem de terminate din perioada sovietică. Asta e lucrul de bază. Adică ei, atunci când se duc în controle, fac la gosturi din timpul RSS-ului. Nu numai asta. Eu v-am spus, facem și chestii de integritate. Noi o să lucrăm și lucrăm foarte bine. Noi deja, odată cu venirea inspectoratului, ne-am creat servicii de securitate internă, care au început să activeze și activează destul de bine. Și o să auziți în două, trei luni de zile, să auziți niște lucruri care noi o să le vinim cu ei, nu procurorii și nu cei la CNA. Nu, dorim să vă încurajăm să faceți asta cu mine de grabă. Mulțumesc. Da. Nu știu în ce măsură posedați informații. Republica Moldova, grupul de gaz natural Feronsa, este un actor foarte important în piața energetică. El asigură livrarea energiei electrice pentru un număr foarte mare de cetățeni, special cetățeni. Toți cunoaștem că această companie este în proces de vânzare, este un proces netransparent, dar noi nu cunoaștem cine procură, cât este de profesionist pe piață, cei care sunt beneficiarii finali și reali a companiei respective sau cei care urmează să fie. Cât de securizați suntem noi, ca Republică, ca stat, în cazul în care vine un actor neprofesionist pe această piață, cine va controla și din ce parte a globului, chiar și așa întrebare, va controla această întreprindere și respectiv această mare porțiune a teritoriului nostru și ce acțiuni trebuie să întreprindă guvernul pentru că să aducă o claritate și să păstreze sau să securizeze interesele cetățenilor. Da, vă mulțumesc că am deputat. Acest proces a început acum vreo jumătate de an. S-a început cu aceea că unii din actori au fost departamentul cu spălarea banilor care s-a implicat în acest lucru, nu este chestiunea noastră, dar oricum. Noi ne-am întâlnit cu persoanele care sunt potențiali cumpărători, grupul Duiet. Ei ne-au promis nouă că, în discuții care le-am avut, mă rog, în măsură
promisiunilor, că chiar dacă nu au experiență mare în acest domeniu, deși este important acest lucru și ei vor investi banii Republica Moldova pentru a dezvolta acest sistem energetic, dar ca să realizeze lucrurile astea, ei ne-au promis că îi vor lăsa și în managementul, vor lăsa după actuala conducere. La domnul președinte al Republicii Moldova, la Consiliul de Securitate, au fost discutate chestia asta, este în vizorul și prim-ministrului și președintelui Republicii. Eu cred că lucrurile se vor așeza. Ea iese din competențele noastre, adică noi ne-am întâlnit ca să vedem despre ce este vorba, da. Da, dacă îmi permiți, domnul președinte, stimați, domnul deputat, sigur că noi ne îngrijorează ca reglementator situația respectivă. Obiectivul nostru ca și instituție a fost că să avem o discuție cu noi coproprietari, nu cunoaștem, și angajamentul dat de dumnealor că vor respecta planul de investiție aprobat de către Andrei. De fapt, asta este miza la momentul actual, ca nu cumva să diminueze investițiile în domeniu. El este aprobat pentru 2019 planul de investiții, dumneavoastră au confirmat faptul că acest plan va fi dus la bun sfârșit, toate investițiile vor fi efectuate. Cât ține de cine stă, cum este plasat, aici sunt responsabili mai multe instituții, este vorba de acordul din partea Consiliului Concurenței, examinarea dosarului din partea Consiliului Concurenței, este vorba de CNPF cu înregistrarea propriu-zisă a coproprietarului, spălarea banilor, să verifice dacă sunt legali banii. Noi am încercat și noi să solicităm pentru că din curiozitate profesională, să mai vedem, să încercăm să vedem care este. Deocamdată toată informația este, la, să spunem așa, mai mult ține de spălarea banilor, dacă confirmă. După cât cunoaștem noi, este vorba de investiții efectuate din băncile din Republica Moldova. Anumite investiții vor fi efectuate pentru achitarea acestui pachet. În rest, partea ce ține de investiții, cu siguranță noi o ținem la control, dar ieri am mai avut o discuție cu dumnealor, vin cu un plan de modificare a investițiilor. Noi facem la început de an, aprobăm planul de investiții. Ulterior, pe parcurs, mai au drept încă de două ori să facă modificări. Dumnealor vin cu modificări de 20 milioane de investiții suplimentare. Dar cam atât. În 2018, ANRE-ul a inițiat elaborarea unor documente de reglementare foarte importante, cum este regulile pentru energie electrice sau gazelor naturale. Spuneți-vă dacă ați ajuns la etapa în care se finalizează acest document de politică sau în primă retrasă, pentru că fără asemenea document nu există liberalizarea tehnică. Și există obstacole instituționale pentru că se intre și investitori și agenți. Și în legătură cu asta, vreau să ne spuneți ce aveți în gând să întreprindeți în 2019 pentru că să duceți la capăt scopul propozitului. Ce fost cu toate ocupat cu asta? Da, eu m-am ocupat de domeniul reglementare. Stimați domnule președinte, stimați deputați, sigur, pentru 2019 noi avem mai multe regulamente ce urmează să fie aprobate. Piața, reglementele care le-ați menționat dumneavoastră, este pentru ultimul trimestru, pentru 2019. Și de ce? Vă spun de ce. ANRE-ul este, la momentul actual, ajutat, hai să spunem, are un suport din partea comunității energetice pentru a soluționa această problemă. Pentru că eu o consider una problemă, pentru că noi discutăm despre trei directive separate care urmează să le înglobăm în codul rețelelor. Și acest lucru, ca și experiență, este unul destul de complex. Luna trecută am avut o discuție cu comunitatea energetică la Odessa pe acest subiect, pentru că pe lângă faptul că noi vom avea această reglementare propriu-zisă, noi trebuie să fim în același pas cu ucrainenii, ca să putem să deschidem piața și totodată, odată cu implementarea back-to-back, sperăm ca să fie aceste investiții de 250 ceva de milioane de euro, să putem să ieșim și piața energiei din Uniunea Europeană. Adică toate aceste lucruri deocamdată pe noi ne stopează, dar nu ne stopează în sensul de reglementare. Reglementarea propriu-zisă până la sfârșitul anului va fi efectuată.
dar ne trebuiește o expertiză suplimentară. Studiul ăsta, da. Da, studiul acesta care ne-l acordă cu experții din comunitatea energetică. Totodată, noi am solicitat o expertiză suplimentară, un suport din partea experților internaționali prin proiectul GIS și suntem asistați la momentul actual pe o bucățică din, hai să spunem așa, pe un segment aparte, ulterior urmează să mai facem alte activități, iarăși cu experții GIS, în mod special pe segmentul ăsta și pe segmentul de doing business. Eu aș putea să completez, doar foarte scurt. Chiar zilele trecute, la Guvern, am avut o ședință Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană, unde s-a analizat planul de acțiuni privind implementarea prevederilor acordului de asociere. Am participat acolo, deci Ministerul de Externe a repartizat tuturor instituțiilor lista acțiunilor care urmează să fie întreprinse pe parcursul anului curent. Pentru Andrei erau 7 acțiuni, doar cele 2 pe care le-ați menționat dumneavoastră rămân a fi executate pe parcurs, restul practic nu sunt nicio problemă. Au fost deja implementate. Doar pentru cunoștința dumneavoastră vreau să spun că o acțiune foarte importantă a fost certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport în electricitate, mod electrică. Este un angajament nu doar pe acordul de asociere, dar este și pentru Secretariatul Comunității Energetice și cu... Deci, practic s-a realizat pe energie electrică, problematic rămâne pe gaze naturale, avem aceeași acțiune care trebuie să o întreprindem pe Moldova Gaz cu separarea Moldova Transgaz. Aici lucrurile sunt mai complicate. Suntem într-un contact foarte strâns cu comunitatea energetică. Chiar în perioada 22-25 iulie va veni o delegație de la secretariat, acel Dirk Bușle pe care l-ați menționat mai devreme, va veni aici la Chișinău pentru ca să discutăm ce facem cu mecanismul de separare pe Moldova Gaz. Deci, asta este un carnaval de mine, s-a adus aminte, să nu uităm de faptul că noi avem o reuniune care ține de Comunitatea Energetică Europeană, în sfârșitul lunii, sau la mijlocul lunii decembrie, în președinția. Care președinția rotativă trebuie să fie, mă rog, să fie găzduită de Parlament, trebuie să ne gândim la un eveniment care se merită, eu știu, efortul altor celor educați. Și, evident, discutăm și lucruri de viitor. Domn președinte, așa s-a întâmplat că eu și cu domnul Creang am fost la preluarea acestei președinții, la reuniunea de la Bruxelles, când Republica Moldova a preluat președinția. Și evident că suntem responsabili să o ducem până la sfârșit în decembrie. Dar în privința certificatelor pe care să trebuie să le acordați sau certificatele operatorilor de transport. Noi ne-am văzut cu mulți dintre domnii și doamnele deputați în circunscripții și una din principalele probleme care au fost ridicate de populație este calitatea extrem de proastă a energiei în rețea. Practic, la Călăraș, la Ungheni, frigiderele stricate datorită tensiunii diferite și a întrerupurilor foarte dese. Deci noi trebuie să facem ceva ca transportatorii de energie în rețea să-și îndeplinească obligațiile, să investească. Pentru că folosesc niște stâlpi care probabil au fost plantați după a doilea război mondial, care este în sata este unitate de lume. Și evident, toată lumea este extrem de nemulțumită de calitatea serviciului prestat. Ori dacă putem să adoptăm sute și mii de documente, dar dacă ele nu influențează satisfacția consumatorului, deja vă facem acest lucru. Deci, avem soluția aici și iarăși este site-ul care noi vizăm foarte mult pe el. Eu în raport am spus că 105.000 de cetățeni aveau dreptul să adreseze la compensație. Lucru care n-a făcut-o. Au făcut-o foarte 10.000 de lei a plătit operatorii pentru că au creat aceste disconforturi la cetățeni. Deci noi, anume prin intermediul acestui site, o să informăm cetățenii că în cazurile când iau pagube sau suferă din cauza agenților economici, unde să adreseze, cum să adreseze și cum să fac ca să-și recupere pierderile care le au. Și atunci când operatorii o să înceapă a plăti, ei o să le vină și mintea la cap, o să înceapă ușor ca să investească mai mulți bani în infrastructură. Oamenii se simt intimidați de procedurile judiciare și își dau seama că dacă intră într-un proces în procedură, nu, cu siguranță o să piardă, pentru că aceia au avocați, iar ei nu au, aceia au bani ca să se apere, iar ei nu au. Mare majoritatea oamenilor care s-au plâns prin calitatea proastă a serviciului de energie electrice, mă rog, incluse sau pornite pe rețea, au spus că nu cred că lor să cineva i-ar ajuta să-și rezolve problema, să-și răspunde pe pagubele. Și iată, doar am vrut să menționez un lucru următoare chestiunea. S-a început raportul
prin faptul că a descrescut numărul de petiții adresate ANRED. Asta nu este un indicator de, cum să zic așa, de faptul că s-au îmbunătățit... În 2018. În 2018, ci, din contra, foarte multă lume pur și simplu a renunțat să mai trimite petiții la care răspunsurile evidențele proaste sau nu sunt conforme cu ce așteaptă de cetățenie. Și noi trebuie să dăm o organizație și o luăm și alte platforme, de pe site, și alte platforme de a comunica cu cetățenii, și alte platforme de a rezolva litigiile la care se ajung. Da, mulțumesc, domnule președinte. Referitor la problema care a fost invocată, pur și simplu domnul președinte, la ședința la care am, nu, a fost într-o deplasare, îmi cer scuze, domnul președinte, intervenția asta, dar este foarte important să menționez. Când vorbim despre calitate, în urma aprobării regulamentului privind prestarea serviciilor de calitate sau regulamentul privind calitatea, am stabilit norme foarte clare că în termen de 2 ani de zile se va implementa automatizarea plăților pentru cetățenii care sunt nemulțumiți. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că... Care au suferit pierdere în baza întreruperii. Da. Dacă întreruperea n-a fost planificată, propriu zis, sau eu știu ce s-a întâmplat acolo, în mod automat, operatorul va transfera resursele financiare pe contul consumatorul. Sau le va exclude din facturarea care urmează. Noi am avansat pe subiectul, da? Sigur că operatorii cam nu prea le-a plăcut ideea aceasta, dar noi am insistat că să meargă automatizarea plăților. Au început să invoci faptul că înțelegeți că este complicat, că noi trebuie să mai investim, că nu știu ce și așa mai departe. Dar oricum, ANRE-ul a luat această decizie ca în 2 ani de zile să facă plățile automatizate către consumatori. Puteți să-mi spuneți numărul acestei decizii? Că nu se întrebi cetățenii sau domnul Regnica. Regulamentul privind... Eu nu știu, nu mi-aduc aminte exact numărul decizii. Regulamentul prestare servicii de calitate în transport și furnizare, dacă nu... Domnule, e foarte important contractele care sunt încheiate între operatori și consumatori. Aici este problema principală, fiindcă noi singuri ne întâlnim foarte des, fiindcă ei, în contractele de bază, nu doresc să stipuleze niște lucruri despre care noi vorbim acum. E intenționat, nu le includ în contractele de servicii. De aceea, lucrul acesta ar trebui de atras atenție, chiar și poate făcut o revizuire la toate contractele care le au operatorii cu consumatorul final. Și acolo să fie stipulate toate care ar servi o bază pentru consumator, ca să poată avea o platformă juridică pentru adresarea instanță. Că aici sunt întrebări foarte serioase într-adevăr. Și la toți operatorii, toți, noi înțelegem, juriști își fac lucrul lor, dar consumatorul, până la urmă, are de pierdut din urma calității serviciilor. De aceea e foarte important și dumneavoastră de acasă, chiar să atragi atenție la conținutul contractelor care sunt între consumator și operator la baza activităților. Dacă îmi permiteți, anumitul general, domnule președinte, sigur că cerințele, clauzele obligatorii la care noi ne referim, ele trebuie să rezulte din norma legală, propriu-zis, din lege. Astfel de condiții care dumneavoastră le-ați menționat, cu siguranță noi le susținem. Problema este puțin paralelă. Noi discutăm despre piața liberă și serviciul universal pentru energie electrică. Adică, în momentul în care serviciul universal, noi avem doi furnizori de serviciu universal de energie electrică, este vorba de Finosa și Fienov, dacă nu greșesc, atunci oamenii sunt puși în situația, care ați menționat-o dumneavoastră, ca să se ducă să roage pentru aceste norme suplimentare. Există o problemă de comunicare între consumator propriu-zis și vânzătorul de energie electrică. Sigur că normele care urmează să fie efectuate, noi trebuie să facem o analiză suplimentară la legea 107 și 108, da? Legea 108, să vedem dacă, într-adevăr, aceste condiții, în mod special pentru serviciu universal, să punem condiții mult mai drastice, obligatorii. Lipsa concurenței și lipsa nu ai la cine te duci, tu ai numai furnizor. Deci situația asta își creează așa condiții pentru furnizori ca el să dicteze. Deci aici, cred că, ca să nu depășim cadrul legal, dar trebuie de făcut o analiză de văzut. Dacă se poate de
cumva de a lua partea consumatorului. Aici e momentul, cred că și esența agenției ca structură. Stimați, stimați domnule președinte, stimați deputați, noi trebuie să menționăm faptul că noi nu avem un furnizor. Noi avem mai mulți furnizori licențiați. Problema este în cultura noastră de consumator. Furnizorii sunt 14 furnizori? 27, încerc scuze, licențiați. Ideea că eu ca și consumator casnic, pentru mine nu este combinabil să mă duc să închei un contract de 200 de lei care consum lunar eu. Și mă duc la furnizorul central care are sediul respectiv. Furnizorii mari, consumatorii mari, deja au început să negocieze cu alți furnizori care există pe piață. De atât și am spus să facem delimitare în serviciu universal, care este pus la dispoziție prin decizia ANRE-ului că dumneavoastră sunteți furnizor serviciu universal prestat și dumneavoastră în dependență de zona de licențiere. Ca omul să nu fie impus, el este obligat să primească cetățeanul, să încheie contract cu dumneavoastră, asta și înseamnă serviciu universal. Dar restul este piață liberă, se duce și caută furnizorul, negociază cu prețurile respective. Dar cu siguranță noi îi analizăm suplimentar. Pachetul 3 energetic prevede delimitarea dintre transport și furnizare. Și dacă transportatorii sunt obligați, dacă tu ai energie electrică, ești obligat să o iași și să o transporte. În cazul ăsta, orice consumator final se duce și zice, eu vreau să cumpăr lumină de acolo, energie electrică. Deja lucrurile ca o să se plimbe, se iacă cu o jumătate de an, un an de zile și lucrurile schimbe. Din moment când noi să implicăm pachetul 3 energetic. La Moldova, gaze, că dată nu din energie, pachetul 3 energetic. Și dacă trebuie exercițiul acesta să-l facem noi personal, chiar și ca consumator personal. Da, și atunci ați vedem calea care este. Da. Desigur, da. Ați vedeți calea, dacă n-am să încercăm personal, ați vedem că nu e așa de simplu. De când stăm în funcție, e mai ușor. Dacă ne folosim servicii, nu vedem realitatea care este. Domnul vreau să spun că după ce iau de frigiderul, devine mai dur față de ANRE. Eu, întrucât trebuie să finalizăm în curând de discuția noastră asupra acestui raport, aș vrea să vă rog, domnul director general, să subliniați trei riscuri care vă așteaptă anul ăsta 2019 și la care, evident, dacă nu trebuie să fii foarte atent. Care sunt aceste riscuri în următoare 4-5 luni de zile? Dacă ați dori să-mi atrageți atenție. Primul comisie, economie, bugetul noastră. Asta primul risc, puteam spune că l-am depășit deja. Ajung de la al doilea. Mulțumesc, doamne președinte. Noi ieri am avut o întâlnire cu FMI-ul și toți sunt îngrijorați de niște riscuri care sunt pe piața energetică din Republica Moldova. Poate fi explozia prețurilor la gaze naturale. Asta putea să fie un risc. De aceea este foarte important ca Comisia Parlamentară să ne întâlnească împreună cu Guvernul ANRE. Noi suntem independenți, dar noi am putea să venim cu niște soluții și cu niște sfaturi. Cum am putea ca lucrurile astea să fie amortizate într-un fel, ca să nu sufere foarte mult consumatorul final. Riscurile sunt, este primul, crește energie electrice, dar asta nu e risc. Eu cred că 10% a energiei electrice și care o să fie în jur de o lună jumătate, deja reu să apropie lucrurile acestea, fiindcă operatorii au solicitat chestia asta în regim legal și noi trebuie să luăm decizii până la sfârșitul lunii iulie, asta este prima. A doilea, noi așteptăm cu nerăbdare când o să fie numit președintele la Gazprom, directorul lor, sau când Moldova Gaz o să adreseze la noi o scrisoare unii o solicite modificarea prețului. Deocamdată acest lucru nu fac. Noi îl pun în gardă, fiindcă derierile negative o să ajungă la 1 miliard. Asta este o chestie care poate să creeze disconfort pentru consumatorii din ANRE. Noi tare am vrea să vedem cum o să fie negociat la sfârșitul anului contractul cu Gazprom. Știm care o să fie prețurile viitoare, pentru că în afară de diverii negative, există diverii pozitive. Poate prin intermediul diverilor pozitive, noi să scădem riscurile despre care noi am vorbit. Eu nu vreau să numesc alți procente, fiindcă avem camere luate de nu vreau ca să facem cumva într-un fel ca facem o panică în societate, dar lucrurile nu sunt chiar bune. Adică, principalul ce ne gândim noi și întâlnirile care noi solicităm de la Guvern, ca Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru a proteja păturile vulnerabile.
Asta este foarte important în momentul când am dat acest lucru, dar noi ce strigătim acest lucru. Înțeleg că accept argumentele noastre, dar noi, mai multe rânduri, am spus că am fi vrut să avem o explicație rațională, clară, asupra motivelor care au înghețat tarifele în anul 2019 și acum, de exemplu, sunteți mult mai pregătit să vorbiți în termen politic despre aceste deviere negative. Sigur, sunt probleme complicate pe care nu le vom rezolva astăzi la această ședință. Eu propun, stimați colegi și deputați, să mulțumim colegilor noștri de aleși, să luăm note de raportul prezentat în dreptul comisiei. Sunt foarte multe alte probleme pe care va trebui să le soluționăm sau să mergem în continuarea AMR-ului, cum ca să identificăm soluții de amortizare sau alte politice necesare pentru ca să protejăm consumatorul și interesele statului în această dimensiune, această domeniu de securitate maximă. Mulțumesc frumos că vă doresc succes. Mulțumesc, domnul președinte, pentru că ați pus problema asta la audiență. Era foarte important, dar să auziți și noi. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.